Pentru cine nu știe, aceste întâlniri flux uh, sunt niște întâlniri organizate de tineri, 25 plus, ca să mă inclus și eu acolo, uh, din uh, Biserica Via, sunt uh, întâlniri în care dorim să invităm oameni cu experiență, profesioniști din diferite domenii. Suntem într-o perioadă în care avem un flux enorm de informații și dacă avem ceva mai mult în zilele de astăzi decât am avut oricând în istorie, este fluxul de informații. Dar uneori, un flux mare de informații, fără discernământ, fără o reechilibrare din partea unor oameni competenți, poate să ducă total într-o situație greșită. Nu este cheia să ai multe informații, ci cum discerni printre așa multe informații. Uh, aceste întâlniri au început prin 2017, exact pe această idee de a găsi o cale. În 2018, în uh, 12 iunie, la Alba Iulia, în fața clădirii unde s-a semnat Marea Unirii, o mână de oameni adunați în jurul Asociației Tășurilor la Social au lăsat un proiect ciudat. Ei au propus marcarea și omologarea unui drum de pelerinaj un traseu turistic surprinzător, o cale menită să unească oameni, comunități și destine. În această seară îi avem pe doi dintre ambasadorii acestei Via Transilvanica, îl avem pe noi, împreună cu noi pe Alin și pe Tibi. Tibi și Alin, vă rog să veniți. Vă rog să iau. Mă bucur să vă avem cu noi. Luați câte un loc și un microfon. N-aș vrea ca să o lungesc foarte mult cu introducerile. Mi-ar plăcea ca să avem o discuție în această seară, să avem un dialog. Iar ca dialogul să fie dialog, nu discutăm doar noi aici, ci aș vrea ca și voi din sală să puneți întrebări. Așa că veți avea aici un link de Slido. Este pus doar tag de la Slido. Slido, hashtag-ul flux, 27 noiembrie și acolo puteți adresa întrebări. Vor fi întrebările voastre, le puteți vota, puteți ridica rank de la întrebări, așa că vom lua top întrebări care, pe care doriți să le adresați lui Alin și lui Tibi. Și să începem. Alin și Tibi, ați pornit o idee, nu o idee, când v-ați gândit în 2018, spuneți, mă, vrem să unim Bucovina de Dunăre. Bă, nici ce autostradă nu este. Cum a pornit această idee? Ce ați avut în cap? În primul rând, bună seara. Să știți că am mari emoții și mulțumesc de pe acum că ați, ați sacrificat duminică după masa. Eu n-am crezut că o să fie mai mult de 20 de oameni duminică seara <laughs> să se întâlnească cu noi. Așa că acum nu pot să vă spun decât mulțumesc frumos că ați venit. Mă bucur enorm de tare că am o platformă, cel puțin așa de frumos sunteți de aici, de unde vă văd eu, încât cred că este o platformă foarte importantă pentru noi, pentru că ne place să vorbim de, de Via Transilvanica foarte mult. Via Transilvanica, care este cel mai puternic proiect pe care Tășuleasa Social l-a făcut. Noi împlinim zi, chiar zilele acestea, împlinim 23 de ani de activitate neîntreruptă, cumva și la Deal. Acum, nu știu cum se spune, cred că la, la avioane îi viteza de croazieră sau, sau înălțimea de croazieră. Sper să nu, să nu fi ajuns acolo și să mergem direct în picaj în jos, pentru că această via Transilvanica. Vă imaginați că este o infrastructură națională de 1400 de kilometri, care în acest moment, chiar acum, o împărtășesc cu dumneavoastră cu, cu, cu cel mai mare drag pentru că este un proiect la care sigur asociația noastră nu va face față și motoul acesta care a fost găsit în, în interiorul organizației Drumul Care Unește Capătă în, în aceste momente o valoare foarte mare. Așa că eu aș vrea. L-aș lăsa și pe Tibi să-și facă și el introducerea, dar eu aș vrea să, să vă pregătiți pe o, pentru o călătorie pe care aș vrea să o, să o fac împreună cu dumneavoastră de câteva minute, în care să vă povestesc câte ceva despre cele mai importante din, din trăirile pe care le-am avut. Acum două luni de zile, acum patru luni de zile, când am plecat pe Via Transilvanica, și am străbătut-o toată. Da, bună seara, în primul rând, mulțumim de invitație. Eu am ajuns la concluzia că uneori ne pierdem și asta cred că fiecare dintre noi în adolescență sau la un moment la maturitate, sau în timpul vieții, ne pierdem și avem nevoie să ne regăsim. Și cred că acest drum, Via Transilvanica, este unul dintre lucrurile care le-am putea face să ne regăsim. Să ne regăsim în felul în care să știm de unde venim. Și am mai învățat câteva lucruri atunci când. Satisfacția vine din rezultatele pe care le obții treptat și nu doar rezultatul final. Cumva trebuie să învățăm să ne bucurăm din progrese și nu doar din rezultatul final. Așa este și via Transilvanica. A durat patru ani de zile, am luat județ cu județ și a fost o satisfacție de progres, să zic așa, și nu doar satisfacția că ajungem la finalul acestui proiect și ne bucurăm de acest proiect. Eu personal m-am bucurat de fiecare județ, de fiecare drum pe care l-am făcut de la începutul acestui proiect. Ideea a venit de la Via Maria Terezia, noi am reabilitat un drum tematic în munții Călimani, unde la un moment dat eu am început să cochetez și cu partea asta de alergare. Și am reabilitat câțiva kilometri acolo. După care am reabilitat 42 de kilometri. După care am organizat o competiție sportivă, care a durat până înainte de pandemie și a avut un succes destul de mare în zona noastră. Așa, la un moment dat a venit ideea Via Transilvanica, un traseu care să depășească Via Maria Terezia. Și bineînțeles că atunci când am tras o linie peste harta României ne-au ieșit vreo 800 de kilometri și bineînțeles că ideea a fost, bun, eu clar, am să-l alerg. Nu știam că o să ajungă la 1400 de kilometri. Și bineînțeles, ideea lui Alin a venit să-l meargă în etape, așa cum este trecut și în ghidul, în ghidul drumețului și după care ideile au tot venit, au tot venit pe parcurs. Și uite că după patru ani de zile am reușit să inaugurăm o cărare, unde, cum am zis la început, din punctul meu de vedere, este o cărare unde te poți regăsi din mai multe puncte de vedere. Ali, ați pornit acest drum și când v-ați gândit la acest drum de lung, de anduranță, l-ați gândit într-un anumit fel. Acum amândoi l-ați parcurs. Le-ai parcurs, ce ai găsit? Adică a fost acel vis al drumului, S-a împlinit și l-ai parcurs. Cum? Cât din visul tău s-a realizat? Cât crezi că s-a împlinit? Ce visezi mai departe pentru Via Transilvanica? Ok, păi, să o luăm atunci. Cât avem ca timp, cât avem ca timp. Pregătiți-vă. Scopul meu, ca să înțelegi întrebarea, vreau când plecăm de aici, jumătate din sala, anul viitor, să-și planifice concediu să pornească pe Via Transilvanica. Cealaltă jumătate, oh, okay. jumătate să-l să alerge. Deci da. el o să-i deci convingă să-l și exact. eu o să-i conving să-l alerge. Deci vreau cumva să pui noi focul ăla. Ia cât timp ai nevoie. Atunci am să încep exact cu asta. La un moment dat, atât de tare m-am gândit cum aș putea eu să le explic oamenilor, într-o singură frază, ceva atât de puternic încât ei să, să, să zică, da, ne pornim la drum? Și mă bag. Am, am meditat vreo săptămână pe, pe acest lucru, o zi întreagă, nimic altceva și. Uh, am spus așa, dacă eu aș reuși acum, am terminat deja de peste două luni de zile, de fapt în 6 octombrie am terminat de făcut Via Transilvanica, dacă eu acum, după atâta timp, aș putea să pun ce am simțit sau ce simt încă în dumneavoastră, aș rămâne aici singur și aș pleca cu toții pe Via Transilvanica. Deci, practic, atât de puternic a fost, cel puțin pentru mine, emoția, încât vă asigur că nu se compară cu nimic din toate experiențele pe care le-am avut până la 52 de ani pe care i-am împlinit. Așa că, întorcându-mă la Putna, și cred că asta este și cel mai bun lucru pe care eu pot să-l fac acum, să vă invit în această călătorie, ca să înțelegeți un pic ce înseamnă un drum de lungă distanță. Deci, era. Cred că ipocrit din partea mea să ajungem în 8 octombrie la Alba Iulia și să zicem că acest traseu este gata și poftiți, mergeți voi că pe noi ne umflă râsul și să nu-l fi făcut complet tot. Așa că m-am prezentat la Putna, mi-am ștampilat acolo carnețelul și am plecat la drum. În prima săptămână nu nu ai o experiență foarte bună, neapărat. Sunt opcinile Bucovinei, opcinile Bucovinei este de fapt mai mult un traseu montan decât este neapărat un traseu de pelerinaj. Eu având experiența Camino de Santiago de acum șapte ani, când acum șapte ani am plecat din Franța, am mers acolo 300 de kilometri, 1000 prin Spania și 200 prin Portugalia, știam că treaba asta nu vine de la început. Dar după o săptămână, când începe corpul să, să, să te ajute, începe să înțeleagă că tu ai o treabă, că nu se nu se, nu se face așa, o să doară puțin, o să... atunci începi să te gândești exact la ce m-ați întrebat dumneavoastră. La ce mi-a trebuit un proiect de felul acesta la organizația noastră? De ce să facem noi o infrastructură națională? Pe care vreau să vă mărturisesc că în 2018, când am ieșit la Alba Iulia cu ea, nu numai că nu credeam că o putem realiza în 10 ani, dar ziceam că maxim, deci minimum 10 ani ne va lua să facem câteva sute de kilometri, credeam că această idee este atât de bună încât peste 30 de ani vor veni alții și o să facă ei restul, cumva, așa când suntem noi într-o trecere în și la un moment dat pe drumul acesta sigur toți ne dorim asta să să, 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 să fie beneficiar care să și amintească într-un fel sau altul de inițiatori. Așa că la o săptămână nu m-am crezut capabil nici că pot să merg până la drobeta Turnul Severin, nu m-am crezut capabil nici că uh, n-am crezut că pot să fiu uh, capabil de atâta efort să coordonez în cei patru ani și jumătate facerea acestui drum și aici ar trebui să vă spun că acest drum are 1400 de borne de andezit sculptate individual fiecare. 1400 de borne la 1400 de kilometri La fiecare că... kilometru te întâlnești cu o piatră care este sculptată de un sculptor, au fost peste 80 de sculptori și din România și și din străinătate care au făcut acest lucru și fiecare bornă are 250 de kilograme Găsești borne la 1400 de metri, găsești borne pe drumuri de, de câmp în condiții incredibile ca 107, atenție, în România 107 de unități administrativ-teritoriale au participat la acest drum. Deci gândiți-vă ce înseamnă să pui 107 primar la un loc, să dea o hotărâre de consiliu local, și pe urmă să se trezească cu noi în poartă, cu fiecare câți kilometri are și să zicem, domnul primar, poftiți, acum este rândul dumneavoastră să faceți treaba asta și nu vă dăm niciun ban, adică în afară de prestigiul proiectului, cam asta a fost. După vreo cam două săptămâni, mie mi s-a întâmplat un lucru colosal pe care aș vrea să îl împărtășesc cu dumneavoastră. Revin un pic la, la drumul din, din Camino de Santiago, atunci când am mergeam. Eu acolo am fost învățat de montagnași noștri că trebuie să te duci. Vă dați seama, mai eram înainte de Revoluție cu un rucsac, de parcă plecam cu toată casa în spate. Deci, cumva, acolo trebuia să fie evadarea noastră. Aveam un bagaj de 17 kg. Ca să vedeți cât de nou eram, vreau să vă spun că eu în Spania mi-am luat două paste de dinți, că am zis că dacă o să stau 50 ceva de zile, una precis mi se termină și eu căram în spate două paste de dinți prin Spania și prin Franța, că am început în Franța. Pe urmă s-a mai întâmplat un lucru care mie mi se pare foarte important. Concuram, întreceam 20-30 de oameni pe zi, îi socoteam seara, mi-am dat eu seama la un moment dat că ar trebui să merg și o mie de ani înapoi ca să-i parcurs, să-i întreg pe toți și abia pe urmă am, am devenit <gri> al drumului. E, asta este un drum de lungă distanță, când tu devii al drumului, când drumul te, 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 te ia pur și simplu și, te, și are grijă de tine. Și grijă de tine, două din exemple trebuie să vi le dau. La ieșirea din blaj eram foarte flămând. Știam că o să mai fie undeva o privatizare, un magazin de unde să-mi iau ceva uh, provizii. Am ieșit din Blaj și am zis că am încurcat-o, mai am încă patru ceasuri, o să fie noapte, eu sunt flămând, acolo la Săcășel, unde să ajung, acolo era final de etapă, nu o să găsesc pe nimeni. Uh, uh, și exact când mă gândeam eu la treaba asta, este un drum cu vreo 12 cruci, acolo cred că este un lăcaș de, de cult uh, al catolicilor, și exact când aveam eu acest gând... Uh, uh, cineva, și ai ce fain, îmi sărbătoresc astăzi ziua, hai să mâncați ceva, unde mergeți? Mergeți pe Via Transilvanica. Deci este așa de, așa de important să te crezi al drumului, dar să și crezi că acest drum are grijă de tine. Acolo mi-am dat seama că, de fapt, la Camino de Santiago, la Sfântul Iacob, acolo, la Santiago de Compostela, nu este niciun Sfânt Iacob. Sfântul Iacob este peste tot unde sunt drumeți și unde au nevoie de el. Adică și pe Via Transilvanica. Am mai avut și o treabă de sănătate, o problemă de sănătate. Am avut un acces care l-am căpătat din armată, cumva, care mă s-a infectat și când l-am arătat unui prieten de-al meu din Cluj, mi-a zis, de urgență trebuie să te duci la, 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 la doctor. Trebuie neapărat să te vadă un chirurg, pentru că acolo nu este. Este o treabă destul de serioasă. Și mi-am zis, domnul doctor, dar păi în oțelul roșu e cunoscut pentru health and care pe aici, deci o să, fiu, o să fiu abia așteaptă, cred că, să mă opereze cineva să mă vadă un chirurg Uh, mai avea o jumătate de oră probabil cel mai bun chirurg care este în, în, în Caraș-Severin. Așa că uh, am ajuns la capăt, dar al drumului ca să fie trebuie să fie de lungă distanță, de lung parcurs, trebuie să ai un bagaj mic, Trebuie să ai un bagaj care să-l poți duce cu tine. Trebuie să lași acasă nu numai pastele de dinți sau hainele, sau, deci să nu ai cu tine de în spate, dar trebuie să mai lași un pic și din ce ai avut tu ca și frici, cum am zis eu, nu eram capabil, n-am crezut că echipa este capabilă să facă atât de mult efort. Noi totuși, eu coordonez o organizație care n-a avut niciodată fonduri de la stat, am Propus un proiect în 2018 care a avut nevoie de aproape 2 milioane de euro să fie realizat. Era primul proiect din România care avea o cauză sau era ferit de o cauză de spaimă, că știți dumneavoastră. Spaima la noi a funcționat în ultimii 30 de ani și, din păcate, noi nu am avut un proiect pe valori pozitive, patrimoniu frumos, mândrie națională, ceva de genul acesta. Deci, noi am vândut cancer, creier pe jos, spital, proiectele noastre sunt toate bazate pe treaba asta. Vă dați seama ce însemna să venim noi și să vindem o iluzie pozitivă și am realizat și bugetul proiectului. Echipa, nu numai că l-a dus la capăt, dar a fost de o forță incredibilă la cel mai important eveniment pe care, pe care l-am avut în 8 octombrie. Eu i-am lăsat singur să-l organizeze și am plecat pe calea Via Transilvanica. Și bineînțeles că toate acestea pe mine m-au însoțit în, 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 în drumul acesta. Pe urmă iarăși m-am gândit și asta le-o spun foarte foarte des la voluntar și aș vrea și cu dumneavoastră să o, să o împărtășesc. Poate că este în fiecare zi incredibil, foarte frumos să, să, să fii sănătos și să faci treaba asta. La asta m-am gândit după o lună. Deci ajunsesem aproape la jumătatea proiectului, la jumătatea uh, fizică a drumului pe la Alba Iulia și m-am gândit, eu sunt sănătos, am 52 de ani și merg în fiecare zi între 25 și 35 de kilometri și ce mare lucru ca acum să fac eu treaba asta, adică am coordonat și acum merg pe el și cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat cumva sau pentru care eu sunt foarte foarte recunoscător a fost atunci când mi-am dat seama că eu văd beneficiile și nu le văd beneficiile cumva la 80 de ani când intri într-o stare uitucă așa de, de serenitate apusă sau și mai și când, când ai crăpat deja și, și lucrurile știți atunci toți te laudă dar eu am avut parte în aceste două luni de, de beneficii reale atunci. Adică erau oameni care mă luau și mă îmbrățișau și spuneau: Nu este numai de bani vorba, este că pentru prima dată se întâmplă ceva în satul nostru. Pentru prima dată, dintr-o dată, vezi 20 sau 30 de oameni sau 10 oameni care trec în fiecare zi pe aici. Și pentru că eram singur, după cum știți, satele noastre sunt foarte depopulate și atunci, cred că ăsta a și fost motorul tășulesei social, practic să trezească la viață câteva sate și între timp s-au făcut peste 400 de localități pe unde trece. Așa că, dacă ar fi venit proiectul acesta când aveam 10 ani de organizație, nu l-am fi dus la capăt. Deci, Atât de, de, de mult am mulțumit celui de sus că ni l-a pus exact atunci când am avut nevoie de el, sau când am putut să-l ducem la capăt, sau când am reușit să facem uh, uh, treaba asta. Pentru că să creezi o infrastructură națională în România nu este puțin lucru. Și mai ales în ultimii 30 de ani, după cum știți, lucrurile sunt foarte, uh, foarte blocate câteodată. Dar. M-am bucurat că la 18 ani am avut acest proiect. Și asta iarăși le spun și vă spun și dumneavoastră, poate că este bine ca lucrurile minunile astea să vină la timpul când le putem înțelege, când putem să le facem față. Iarăși, cred eu că. Și vă povestesc un pic, probabil și ar fi bine să știți că Tășuleasa Socială a făcut zeci de proiecte. Deci în 2004, când eu am venit și am zis, hai să plantăm, că este o problemă mare cu pădurile, s-au uitat cumva la noi oamenii ca și cum nu le avem toate țiglele pe casă. Adică în 2004, du-te măi Aline, dar ce, asta e o problemă de-a noastră, duite uite câte pădure este, pentru că noi avem impresia că dacă vedem un copac pe, pe geam, lucrurile stau foarte bine. Acum vă dați seama cât câte organizații fac asta, câți voluntari am adunat noi, ce înseamnă să avem un milion și ceva de copaci plantați. Iarăși a fost foarte, foarte important că am mers cu camionul de Crăciun la 400 de mii de copii. Deci noi când ne-am dus acolo, asta de fapt ne-a făcut mari. Asta ne-a învățat cum să lucrăm cu oameni mulți, cum să lucrăm cu autoritățile, pentru că autoritățile și asta, iarăși, cred că este un dar foarte bun. Este pentru prima dată când o organizație non-guvernamentală are în mână un instrument de negociere coercitiv cu autoritățile. Pentru că autoritățile n-au luat nimic în seamă din cei 18 ani de proiecte pe care le-am făcut. Lasă să se planteze, lasă să se ducă la copii, lasă să facă pădure pedagogică, e treaba lor. Poftim? Și ce e diferit acum, în sensul că mă gândesc la, de exemplu, la toate gunoaiele care au fost strânse de voi, la păduri care după asta au început să dispară o parte dintre ele. Ce e diferit acum și de ce credeți că primarii n-ar strica drumurile respective dacă a fost făcut de un alt primar care era de altă culoare politică? Pentru că este proiectul foarte bun. Pentru că, în momentul în care am avut probleme. Și l-am amenințat realmente pe primar că îl ocolim, el a avut frica comunității în spate, realmente. Primarii nu se tem de drumezi, noi așa am crezut. Primarii se tem de antreprenoriat în localitățile lor. Dacă gândim acum un sat de 1000 de locuitori, acum 30 de ani, și acum are 30 de locuitori acolo, gândiți-vă că acest sat a avut cumva forță să țină un sat de 1000 de locuitori în viață. Deci are. 4.000 de hectare de pădure, are 5.000 de hectare de pășune, are 2.000 de hectare de livez care le stăpânește uh -huh. cineva acum. Și Via Transilvanica face acest antreprenoriat pentru că acum este predictibil că cineva va veni și va mânca acolo și acel cineva pune întrebări. Ce se întâmplă cu pădurea, ce se întâmplă cu subvențiile, ce se întâmplă cu celelalte. Și eu cred, că până nu avem un instrument coercitiv realmente în România, adică ce vreau să zic este că proiectele trebuie să fie bune pe care le au organizațiile non-guvernamentale, este de datoria noastră ca toate problemele pe care le întâlnim, cancer, sărăcie, discriminare, trebuie rezolvate. Asta este și scopul organizației noastre, dar mai trebuie să avem și proiecte bune cu care să-i putem amenința la modul de dialog și pe care ei să le ia în seamă. Și asta este cel mai mare avantaj pe care îl avem acum la Via Transilvanica. Adică în momentul în care s-a stricat 4 km de drum pentru că silvicultorii și exploatatorii de acolo au considerat să strice, să nu mai vină turiștii, să nu mai aibă acces acolo, am reușit de a trezit un ministru noaptea care în câteva zile a reparat acest drum, bineînțeles, prin forța lui coercitivă care este mult mai puternică ca a noastră. Așa că am ajuns la capătul, um, cumva, introducerii despre acest proiect. Ca să înțelegeți că um, cele 62 de zile, și asta este, cred că, cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla, uh, este o stare, cum să vă povestesc, de. de cred că, așa cum se povestește, vis-a-vis -vis de uh, substanțele astea, de droguri care se iau, dar ăsta nu are. Nu are un efect negativ, nu are... Deci în fiecare zi abia așteptam să merg pe drum, abia așteptam să merg încă 35 de kilometri și la un moment dat m-am întâlnit cu fratele meu lângă, lângă apa cea mare, lângă Dunăre. Și atunci am realizat că, că s-a realizat. Că practic drumul nostru, și sper să fie întrebări care să, să, să mă mai facă să vă mai lămuresc, Acum am ajuns la capăt și avem doar 52 de ani, adică încă sper să mă amintesc de întrebările dumneavoastră și să nu am... Ăsta a și fost norocul meu personal. Eu de activitățile sociale m-am apucat în Germania. În Germania aveam 28 de ani, 27 de ani, când am făcut voluntariat la o organizație foarte puternică de acolo, care se numește Diohaniter. O organizație cu care lucrăm încă împreună, dar acolo, în Germania, Toată strada cumva. Nu, jumătate din stradă sigur făcea voluntariat. Unul avea grijă de copii, altul avea grijă de știu că o organizație ne-a dat odată niște bani, că au strâns prea mulți bani și avea grijă să nu treacă broaștele drumul dintr-o parte într-alta în perioada lor de împerechiere, pentru că călcau mașinile broaștele și făceau niște gârdulețe de astea de 25 de centimetri. Imaginați-vă să cer bani pentru asta în România și să-ți și prisosească să le dai la o organizație din, nu știu, de undeva din altă parte. Așa că gândul meu de atunci de a face o organizație bazată pe voluntari și la un moment dat să avem un proiect grozav și bun, cumva într-adevăr a fost ca o utopie, nu ca un vis care la capătul drumului s-a -a realizat. Același drum parcurs în două feluri, în două moduri total diferite. Tibi, tu nu te-ai abținut. Da. Acum, stăteam și l-ascultam pe Alin, este, cred că, pentru prima dată când l-ascult așa de mult când face o prezentare, pentru că noi, de obicei, facem prezentările separat. Deci, oamenii deja nu, să fugă puțin. Oamenii, de obicei, nu ne cheamă pentru același lucru, ca să înțelegeți. Și îmi place foarte mult când povestește unul dintre noi, cel realist și visător, și când povestește ăla pragmatic și inconștient. Și Cred că fiecare proiect are nevoie de oameni de genul. Un proiect de mari, mă refer. Și bineînțeles, vin și eu cu o experiență din partea de alergare. În ultimii 10 ani, să zic așa, o mai lungesc un pic, am în jur de 3000 de kilometri alergați în zone polare. Adică competiții care le-am făcut undeva în zona cercului polar, a polului nord, după care am în jur de 55.000 de kilometri alergați în antrenamente și alte competiții. Și bineînțeles, 10 ani de pușcărie. Deci am o experiență din mai multe domenii, să zic așa. Și toate astea, adudându-le și punându-le cumva la un loc, iese persoana care este Tibiu Și bineînțeles că eu trebuia să-l fac acest traseu în felul meu. Și sincer recunosc, eu nu aș putea să merg 62 de zile pe acest traseu. Nu i-aș vedea rostul. Cu siguranță, fiecare ne găsim uh, acel eu sau ne regăsim în felul lui și eu asta recomand de fiecare dată. Fiecare să-și găsească rostul în felul lui. Și din 2018 am început să povestesc cu alergători despre acest traseu. La un moment dat, când va fi gata, să-i invit să alerge cu mine. Și bineînțeles că în patru ani de zile, când am văzut că traseul se tot se tot am mai tăiat din ei, pentru că știam că nu o să poată să alerge o distanță din asta, nu eram sigur dacă eu am să pot să alerg o distanță de genul. Și să știți că atunci când le vorbești oamenilor despre alergare, când le vorbeam eu despre alergările de 600 de kilometri sau 800 de kilometri la care participam eu la competițiile mele, este foarte diferit. Oamenii te văd foarte diferit. Sunt cei care le spui despre o competiție de 800 de kilometri și au habar despre alergare. Adică au mai alergat și ei după autobuz, au mai alergat așa sâmbătă, duminica uh, prin parc și știu despre ce vorbesc. Întreabă, bă, da, se poate, adică e posibil. Sunt cei care se uită la tine și nici măcar nu te-au băgat în seamă, da, ce mișto. Și sunt cei care mie îmi plac cel mai mult și că pe mine mă cel mai mult, se uită așa în ochii tăi câteva secunde, se uită, se uită așa și tu nu-ți dai seama de ce. Și te întreabă dar de ce? <laughs> adică de adică, ce? De ce faci asta? De ce îți faci asta? Și unul dintre ei este domnul Marcel Iureș, care, el m-a întrebat, eu i-am povestit cu entuziasm de tot ce mi s-a întâmplat la zona polară, de gerături, aia, 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 tot, dar cu entuziasm dintre ăla. De el m-a lăsat să-i povestesc o 15 minute și s-a uitat așa la mine și m-a întrebat de la urmă, dar de ce? <rătă> și am rămas, plas și m-am gândit, cred că vreo lună de zile m-am gândit, dar de ce? Adică, de ce? Doar că a venit ziua când a trebuit să plec pe acest traseu și eu, eu am plecat Puțin mai târziu, cred că o lună și ceva în spatele lui Alin, am avut nevoie de 22 de zile. Și să știți că este o aventură din toate punctele de vedere, ca să iei România din zona nord și să vii până în zona sud și să treci așa repede printr-o țară atât de frumoasă. Eu mi-am schimbat percepția în totalitate despre acest traseu, despre această țară, nu despre acest traseu. El, să știți că trece prin 400 de comunități, cătune, localități, sate. Deci este foarte diferit. Gastronomia acestei țări este foarte diferită. Și atunci când o faci repede, îți dai seama și de gustul. Încă ai ieșit din zona Bucovina, treci undeva în zona Harghita și încă mai simți gustul și ai ce bun a fost borșul ăla mai sus și ce mănânci aici. Sau când ajungi în Banat, îți dai seama, că dar nu era mai bine acolo decât aici. Deci poți să faci diferența și în asta, pentru că se întâmplă foarte repede. Pentru că noi, atunci când facem turism în România, de obicei mergem undeva la Sovata, peste 2 ani de zile mergem în cealaltă parte a țării și cumva trec ani până ajunge și nu ne mai amintim de gustul borșului din Moldova și de uh, tocănița din uh, Harghita, de exemplu. Noi ne putem să ne dăm seama pentru că. A fost o alergare prieteniască. Am plecat 10, am ajuns jumătate dintre noi. La final aveam un target în fiecare zi, deci media era undeva la 65 de km pe zi, cea mai lungă a fost 80 și ceva de km. Deci la un moment dat primele 10 zile au fost destul de grele pentru că este zona Bucovina, Bistrița, care este din punct de vedere a diferenței de nivel este destul de mare. Tot traseul este undeva la 35 de mii de metri diferență de nivel. Deci este foarte mult. În acest motiv povesteam mai devreme Este mai fain cu bicicleta, numai că noi am întrecut câțiva bicicliști care au plecat mai repede decât noi de acolo. Deci cu bicicleta este puțin mai greu. Deci cred că câțiva am dezamăgit aici cu partea cu biciclete, pentru că dacă nu prinzi vreme bună și plouă, este puțin mai greu deplasarea cu bicicleta. Noi ne-am bucurat în felul nostru de, 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 fiecare zi. Cum am zis, bucuria noastră cred că era când ajungeam într-un sat și mai găseam încă înghețată cu un leu 50. Eu n-am crezut că mai există în România. În 2022 înghețată cu un leu 50. Și era frumos când mergeam în magazinele alea vechi, în cătunele alea, unde ne scotea înghețat așa dintre niște pui și niște carne pe acolo, deci n-aveau nici măcar un... să trăiești toate momentele astea. Mie mi îmi place foarte mult sălbaticul, de aia m-a întrebat, întrebat în general foarte multă lume care este zona ta preferată și mă aduc aminte când am început acest proiect, că cred că până la finalul proiectului mi-am schimbat de 10 ori părerea pentru că am traversat 10 județe și cumva găseam un loc preferat, dar ajungeam în celălalt loc preferat, ba, asta e mai mișto, ba, mergeam încolo mai mișto și tot așa, și până la urmă, cumva, locul meu preferat tot s-a depărtat, undeva a ajuns în Cara Severin, este zona Inelețului, zona unde în apropiere sunt și băile Herculane, Prisăcina, dar îmi place foarte mult pentru că era, este zona cea mai sălbatică, deci acolo am alergat, cred că două zile, doar prin pădure și prin munți, prin pădure, prin munți, fără să întâlnim nimic. porțiunea unde este trecută în ghidul drumețului pe etape, se doarme undeva la o mănăstire, deci acolo este o zonă destul de sălbatică, care mie mi-a plăcut foarte mult. Cu siguranță fiecare din cei 10 alergători sau cei 5 alergători care am ajuns la final, paranteză fac, a fost și o femeie, Eva Hochbauer, cu noi, care a dus această competiție până la final și cred că a fost singura dintre noi care își mai dorea să alerge. Eu cel puțin în ultimele două zile chiar nu vreau, așteptam să se termine, pentru că cumva a devenit prea mult, era prea mult în fiecare zi, deși la un moment dat mergeam ca la lucru, adică trezeam la 8 dimineața și alergam până seara. Unii dintre noi ajungeam în jur de ora 16-18, cam pe acolo era intervalul, iar cei care alergau cel, cei mai calculat ajungeau în jurul orei 12 noaptea, pentru că aveam un timp limită. Și asta am făcut pentru că vreau să-l fac un pilot, dacă la un moment dat, peste câțiva ani, Via Transilvanica va deveni și o competiție sportivă pe tot traseu, pentru că noi deja am organizat o competiție Via Transilvanica Maraton, care iarăși a avut un succes destul de mare, doar că l-am organizat în zona noastră și cea mai lungă etapă a fost de 162 de kilometri de alergare, bike, semi-maraton și tot. Și la un moment dat mă gândeam de ce să mă duc eu până în Spania să alerg Pirinei sau mai știu eu, curse dintre astea de sute de kilometri, când am putea și noi să avem o competiție de genul, de câteva sute de kilometri până la 1000 și ceva de kilometri. Și cumva am vrut să fie și un proiect pilot, să vedem dacă ne legăm la cap să organizăm o asemenea competiție, pentru că din punct de vedere logistic a fost și pentru noi greu și va fi destul de greu să organizăm și cred că și partea de alergători, să adunăm alergători din România cu siguranță, ne adunăm, cred că pot să-i numere pe degete cât ar putea să termine, deși cred că dacă aș face un site și anul viitor aș pune pe data de 20 august este o competiție de 1400 de km, care la să leargă cu siguranță 50 de români să înscrie imediat la ea, dar nu știu câți ar termina -o. Și atunci, începând de anul viitor, noi începem promovarea acestui traseu și în străinătate și ne-am gândit, sau m-am gândit pe partea asta de sport, să-l promovăm și acolo. Deci, ca să ajung la întrebare, a fost o aventură din toate punctele de vedere. M-am bucurat foarte mult că l-am văzut pe Alin, că ne-am întâlnit, pentru că am programat în așa fel încât să ne și întâlnim și asta a fost destul de greu. Să... Pentru că eu am plecat cu mult în spatele lui și era destul de complicat, pentru că se pot întâmpla foarte multe lucruri în alergare, să zic așa, și cumva era sub semnul întrebării dacă o să ne întâlnim sau nu la final împreună. Și a fost destul de destul de emoționant, să zic așa, pentru toți cei care am ajuns și am putut să ne întâlnim la Dunăre. Proiectul nostru era să și sărim în Dunăre, problema că nu ne-au lăsat aia pe acolo și nici n-am găsit undeva să ne apropiem să sărim în apă și am zis ar fi fain să ne mai ducă Dunărea să avem ce veni de acolo înapoi. <laughs> și atunci am renunțat și ne-am dus la Alba Iulia și am sărbătorit așa cum se cuvine un proiect care a durat patru ani de zile, pe data de 8 octombrie. Am văzut ce a oferit pentru voi Via Transilvanica, dar pentru oameni care au un job real, care își pot lua poate o săptămână, două săptămâni de concediu, uh, poate că să iasă cu copiii. Cum ați vedea ce ar putea să ofere Via Transilvanica pentru o familie normală, pentru o familie care are două săptămâni, cum ați vedea sau ce, ce sfaturi le-ați dat? Cu de unde să pornească? Ce să facă? Cât să facă? Spuneați că prima parte uh, de la Putna este puțin mai grea, dar majoritatea porneți de acolo. E bine? Nu-i bine? Cum ați... Uh, asta pe lângă... Uh, by the way, uh, nu știu dacă v-ați uitat pe site, la Via Transilvanica este un ghid al călătorului, care e foarte bine pus la punct. Dacă vreodată vă bate gândul să plecați, Prima, primul pas e să descărcați ghidul, să vă uitați prin ghid. Și să-l să citiți neapărat, da. Să-l citiți neapărat. Um, când eram în Spania, mi-am dat seama că dacă spaniolii, dacă ei de acolo nu și-ar asuma acest proiect, n-ar exista. În primul rând, eu cred că dacă avem o infrastructură turistică națională pe unde... Este aproape imposibil să te pierzi în acest moment, deși am avut vandalizări, trăim în România, sunt tot felul de, 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 de lucruri care nu le-am putut noi face în patru ani și jumătate și nu s-au făcut în România în ultimii 80 de ani. Dar eu spun și vă rog, mergeți pe Via Transilvanica, porniți la drum pe Via Transilvanica. Asta ne ajută. Să putem ține acest proiect în viață și pe dumneavoastră vă va ajuta cu siguranță să aveți o experiență nouă despre țara unde ne-am născut sau unde trăim. Ca și traseu școală, eu aș recomanda zona de la Tășuleasa Social pentru că acolo avem un traseu de o zi, avem o buclă rotundă de o zi încolo și o zi înapoi. Practic poate oricine să vină la noi, își lasă mașina, se cazează la noi, în ghidul drumețului scrie, merge până la lunca Ilve, așa se numește și vine înapoi. Dacă este cu copii, acolo s-ar putea împărți în patru zile, dacă este cu copii, să zicem, sub șapte ani. Că în general copiii peste șapte ani, cu un pic de antrenament și cu o citire atentă a ghidului, poți să-i pregătești înainte pentru 20 de kilometri, am întâlnit foarte mulți clujeni, de exemplu, care deja au făcut acest lucru. Acum mă refer la clujeni pentru că suntem la Cluj. Dar am întâlnit o femeie de 75 de ani, proaspăt ieșită dintr-o boală foarte cruntă, a avut nevoie de o chemioterapie foarte îndelungată și a mers 200 de kilometri pe Via Transilvanica. 75 de ani este o legendă domnul Mititianu de aici de la Cluj are 83 de ani și mai are 200 de kilometri și îl termină de exemplu eu cred că pentru copii iarăși nu este ceva mai potrivit decât Via Transilvanica sigur că eu sunt acum cel care trebuie să vând acest proiect și, și vă rog să faceți asta, dar gândiți-vă că noi am reușit nu numai să facem un ghid foarte bun, sau să găsim un nume așa de, de, de bun pentru, pentru traseu. Transilvania este o destinație mondială, este un brand foarte puternic, este cel mai puternic brand pe care îl are România, dar l-am marcat într-un fel unic în lume. Deci la fiecare kilometru copilul poate să găsească încă o bornă. Și această bornă poate cumva să o adauge la experiențele cele mai frumoase pe care le poate să le aibă un copil. Asta din experiențele pe care deja le avem. Deci tot ce vă povestesc acum este din ultimii patru ani și jumătate. Noi când am dat primul tronson în folosință, am avut femei singure care au făcut, deși lumea credea că România este o țară destul de periculoasă, am avut oameni bătrâni și până la 83 de ani, dar pe acolo sunt încă mulți care fac asta, am avut copii de 5 ani, o fetiță de, de 7 ani, de exemplu, a fost prima călătoare care a mers peste 300 de kilometri cu tatăl ei. Este un proiect de familie foarte frumos pe care cumva îl recomand ca și, ca și părinte și copil, ca și familie, solitar. Deci nu aveți niciun motiv să, să nu plecați pe lângă via pe, pe via Transilvanica mâine, dacă se poate. Tibi, care este cea mai înfricoșătoare întâlnire a ta cu natura? Pe via Transilvanica mă refer, nu la polul nord, că acolo nu vrem să mergem toți. Ciobani. Ciobani? <laughs> da. Da, cred că una din problemele care le avem pe Via Transilvanica sau... Uh, bine, sunt cazuri izolate atunci când au fost drumesti ținuți în copaci, de exemplu, de câinii de la stână. Uh, eu cumva m-am împrietenit, am reușit să mă împrietenesc cu demonii mei, dar păi cu niște câini de la stână. Eu cumva uh, nu mi-e frică de ei și mă descurc mult mai bine pe partea asta, dar sunt oameni care li frică și noi așa ne-am propus în următorii 2-3 ani de zile să încercăm pe cât posibil să putem să izolăm în totalitate cazurile astea, să nu se mai întâmple. Și cred că, în primul rând, nu putem să mergem să povestim cu câinele, pentru că e destul de greu, deși să știți că sunt câini care au înțeles mult mai repede decât ciobanul, că oamenii sunt pretenoși. Oamenii sunt prietenoși și nu mai sar atâta și chiar și ciobanii au înțeles, apoi acum nu mai sar cum săreau înainte. Deci au înțeles câinele înaintea ciobanului ce trebuie să facă acolo și cred că lucrul acesta care se va întâmpla, în noi așa sperăm în următorii ani, adică să meargă lumea pe el, va diminua și cazurile astea și bineînțeles vor înțelege și ei. Și ca să se rămân la întrebare, una dintre problemele este, am văzut foarte multe pe zona Harghita, zona Mureșului, am văzut foarte multe urme de urs, dar n-am văzut un urs. Pentru că, În general, da, ursul. Pleacă, nu stă. Pleacă, nu stă și nu prea are ce căuta ziua. El de obicei sunt este animal de noapte și nu prea Și Deci nu, nu l-am văzut nici atunci când am construit Via Transilvanica. Personal, nu au fost băieții de la Marcat, care la un moment dat, într-o dimineață i-au văzut, dar erau într-o zonă unde le dădea de mâncare, unde fondul forestier se ocupă de ei. Cred că una dintre probleme sunt, sunt ciobanii care încă nu înțeleg despre acest proiect și până la urmă asta vom face, vom merge din stână în stână în fiecare an cu autoritățile, deși momentan nu avem legislația care să ne ajute. Adică nu există o lege și atunci numai să mergem noi cu bâta, cum fac și ei, decât legislație nu avem și asta... O să încercăm în următorii ani. Stânele au aceeași locație în fiecare an? Pot fi marcate sau anul ăsta poate rămâne aici, anul viitor se mută în altă parte, puțin mai încolo? Nu, de obicei se tot mută și se pun în foarte multe cazuri. Am avut asta și cu Via Maria Terezia, se pun exact în traseu, deci nu prea interesează, pentru că Cred că în primul rând nu conștientizează, nu nu le-a explicat nimeni despre asta, sau dezinteresul ăsta pentru turiști de a ajunge în zonă și pentru ei este destul de mare. Adică nu prea-și doresc să fie văzuți în zone respective, pentru că cei care... Ciobanii sunt doar niște angajați al celor care dețin stânele și cei care dețin stânele au foarte multe influență în zonele respective și atunci clar că nu-și doresc să fie văzuți. Și atunci sunt ciobani care ei au amuțat câinii pe noi în unele zone, adică când au văzut ei, țoa! pe acolo ca să râdă de noi sau chestii de genul. Și asta în fiecare județ, nu, nu este nicio diferență, doar că din punct de vedere al al rasei de când diferă foarte mult, când e mari din zona Bucovina, Bucovina și cu mergi tot așa în jos și ajunge undeva în zona Cara Severin, vezi, din ea micuți, <laughs> numai care sau Dar răi. mai sunt, cred că sunt corciți și cu coioții care în ultimii ani ne-au invadat în zona de sud, întotdeauna de sud a țării. Dar eu sper că în următorii ani o să rezolvăm și această problemă. Dar mă întorc înapoi, se va rezolva dacă pe cărarea aceasta nu vor crește burieni. Adică oamenii trebuie să meargă pe ea și fiecare comunitate să-și asume lucrul acesta. De câți bani ai nevoie pentru a face traseul? Și în ce perioada anului recomandat să se facă traseul? Astea sunt întrebări venite din public, le-am început să le luăm deja. Asta... -aler alergătorii sunt foarte scumpi, așa că aș prefera eu să dau <gântu> <un> bugetul asociației a suferit când au alergat, pentru că au avut mașină de suport, au avut nevoie de o supă pe la mează, au avut... Noi nu, noi eu ăștia mergem, mergem, suntem economi. Eu am avut nevoie de 200 de lei pe zi, Acum este un pic uh, de diferență între pelerinajul din Spania. Pelerinajul din Spania se petrece de o mie de ani, biserica participă necondiționat, aproape toate organizațiile din lume mari au acolo o casă de oaspeți pe care o oferă ca și donativă, unde poți să pui și 5 cent sau poți să zici, Bog, prostii, prost, te duci mai departe. Așa că condițiile din Spania în care cu 15 euro poți să și mănânci și să și dormi, noi nu le îndeplinim și nici nu vrem. Via Transilvanica este un drum care trebuie să ajute comunitățile și cine reușește să ofere o cameră cu baie, mâncare seara și dimineața, trebuie să fim conștienți că sunt cei 200 de lei pe care trebuie să îi punem pentru că nu este foarte mult 200 de lei dacă te gândești la un concediu pe care tu vrei să-l petreci ca și concediu pe care iarăși spun că pe mine m-a odihnit foarte, foarte tare. Realmente este un concediu. La asta aș mai adăuga și cumva faptul că Poți să te duci cu cortul prin România dintr-un capăt într-altul? Urmărim să facem, dacă reușim, proiecte prin care um, am văzut și ar putea să fie un proiect foarte, foarte frumos. Este o supraproducție de tot felul de roade a pământului în toate localitățile pe unde am trecut. Foarte, foarte multe femei, în general, care au rămas singure, pentru că cumva bărbații mor mai repede dar care au o supraproducție de tot ce trebuie acolo, dar ele sigur nu vor putea oferi o ospitalitate de genul cameră pusă la dispoziție, lenjerie și așa mai departe. Așa că dacă am putea să organizăm undeva locuri de cazare, nu știu, gen cort, gen glamping sau cum se numește cu un sponsor generos, eu cred că un student ar putea cu 5, cu 50 de, de lei pe zi să meargă dintr-un capăt într-altul al viei Transilvanica fără probleme. Cine dorește să care mai mult în spate corpul tău este o alternativă și bineînțeles dacă nu vrea să mănânce mâncare gătită, atunci e clar că 200 de lei va ajunge cel puțin 3 zile. Dar Mergând în fiecare zi, presupun că am plecat cu ideea de, ok, merg, dorm sau îmi doresc ca să dorm în fiecare seară într-un loc amenajat și să mănânc o mâncare gătită. În momentul de față, există infrastructura astfel încât să ofere pentru fiecare zi loc de cazare sau încă nu este acolo? Poate că ar fi bine puțin să povestim despre Via Transilvanica și cum este ea concepută. În primul rând, îl salut, nu este aici uh, Cristi Fluieraru, este geograful nostru care era suprapus toate informațiile care au existat vreodată despre zonele pe unde trece Via Transilvanica deci nu trebuie să imaginați că este o cărare a fraților Ușeriu care numai așa s-au gândit hai să trecem pe aici Uu, pentru că semn. avem niște prieteni. Nu, ea trece în regiuni foarte importante foarte frumoase și la fiecare 25 de kilometri, maxim 30 de kilometri se găsește o infrastructură unde tu poți să primești tot ce zic aici. De asemenea, față de... și abia aștept să, să, să vină și voi cu bojan în fața dumneavoastră aici, față de acum cinci ani de zile când bășbuiam noi prin România împreună cu, cu profesorul Miclea și cu Toma Farcane, tot de aici din Cluj, și încercam noi să vedem pe unde ar putea să meargă via Transilvanica. Lucrurile acum au evoluat foarte mult pentru că am învățat foarte multe. Deci am luat și din alte experiențe, al a altor trailuri, am am reușit și asta cred că va fi o misiune foarte importantă pe viitor ca uh, acest traseu să rămână viu, să rămână în atenție. Deci eu am văzut o incredibilă dezvoltare de antreprenoriat pe unde trece Via Transilvanica și nu numai. Sunt foarte pensiuni în Bucovina, care era foarte șmecheră, turistică și așa mai departe, care acum primesc exclusiv numai oameni de pe Via Transilvanica. Aici se adaugă, sigur că toată lumea zice, păi parcă sunt născuți de o mamă cumva, sunt atât de educați, sunt atât de bucuroși când ajung seara, zice, de unde i-ați adus pe oamenii ăștia? De fapt sunt niște oameni care, drumul ăsta are așa de mare grijă de tine, deci nu mai faci niciun fel de nazuri când ajungi seara după 25 de kilometri, orice vormă bună îi o minune și a doua și zi dimineață te lasă să pleci la 8, ai, ai lăsat omul în pace să-și lucreze pământul și să aibă grijă de, de pensiune. Deci din acest punct de vedere trece prin regiuni istorice, prin comunități care se vor dezvorta, și dacă reușim, așa cum au și spaniolii, ca din această cărare să facă un proiect mondial, dacă reușim și noi să fim în top 20, am putea avea 100.000 de oameni pe el, atunci nu vor mai crește nici buruienile, pentru că cel mai bine se întreține un drum atunci când mergem pe el. Și asta mi-a plăcut foarte mult cum a spus fratele meu, dar în același timp o să avem o interacțiune foarte interesantă noi cu noi, când ne vom întâlni cu noi, asta este garantat pe Via Transilvanica la un moment dat, și mai ales cu aceste sate, care acum au o oportunitate foarte, foarte mare prin Via Transilvanica. A apărut un articol de pe Via Transilvanica, de fapt, a fost preluat de la France Press. France Press au făcut un material amplu despre Via Transilvanica, care a fost preluat de 1300 de publicații din toată lumea. Jurnalistul de acolo a spus: Este prima veste bună din România care s-a. Viralizat în, în, în felul acesta, pentru că de la noi se așteaptă toată lumea la ceva catastrofal și oribil. Uh -huh. Și, în sfârșit, am revărat o cărare care are o, o epic, i-au spus la acest traseu. Au povestit despre radul de la Șapartoc, care s-a instalat acolo, care. Toată familia lui trăiește de pe Via Transilvanica. A reușit să renoveze între timp mai multe case din sat, un sat aproape părăsit, în care primul copil, după 47 de ani, s-a născut. Deci vă dați seama ce, ce mare, mare bucurie a fost pe mine când, când am văzut aceste beneficii. Asta era una dintre întrebări. Cum poate fi promovat traseul astfel încât să devină o atracție internațională? Deci, odată ai zis că au, apărut, au venit cei din afară, dar noi, efectiv, ce-am putea face sau cum ați vedea voi promovarea aceasta astfel încât Via Transilvanica să devină, o, nu doar național, să devină o treabă internațională? Răspund tot eu dacă... <laughs> Eu coordonez activitățile de la tășolea asta. El este guru, eu sunt gura din proiect. <gură 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 trebuie să... Ar merita să știți ar, ar merita să știți un picuț și situația organizației noastre. Rog. Organizația noastră din 2000 când a fost fondată și a vorbit de voluntariat în România a fost înaintea vremurilor ei. Corect. Și, și acum aveți peste 10.000 de voluntari, din câte știu? Avem mult mai mulți. Am lucrat cu peste 100.000 de, 100 de voluntari până acum, dar... Este prima dată când, în momentul acesta, am realizat o infrastructură națională și această infrastructură nu este permis să rămână numai în spatele organizației noastre. Deci, dacă nu vom reuși, la un moment dat, și asta se face prin cei care merg, la un moment dat vor fi membrii care să-și dorească să susțină acest proiect. Dacă cunoașteți vreun miliardar, nu are rost să vorbiți, că ăștia nu dau nimic, dar milionarii s-ar putea să ne mai dea câte ceva. Căutăm foarte, foarte repede parteneri care să aibă grijă de organizația noastră, ca această organizație să poată să țină acest proiect la calitatea la care el este acum realizat. Pentru că noi mai avem încă 80 de kilometri de, de, de traseu, de vândut, noi practic așa am finanțat tot proiectul, fiecare kilometru l-a cumpărat cineva, dar după ce s-au terminat și cei 80 de kilometri, vă dați seama că noi nu mai vindem decât bunătatea acestui proiect. Așa că în acest moment sunteți invitați să fiți parte din acest proiect, iar această promovare e aproape că nici nu mai trebuie neapărat făcută, pentru că noi am văzut la Alba Iulia, au venit peste zi 12.000 de oameni. Asta înseamnă că sunt foarte mulți interesați de acest proiect. Uh, am văzut, uh, în ultima vreme, uh, uh, sunt uh, tur operatori sau, cum se zice, agenții de, de turism foarte prestigioase din toată lumea care ne scriu și ne întreabă și pun în programele lor uh, uh, turiști. Problema este dacă îmi dați voie să. Bine, eu aș putea să și plâng acum când mă gândesc la ce ne așteaptă pentru următorii 3-4-5 ani. Să nu ne facem de minune până la urmă. Și aici, cu siguranță, organizația noastră este în acest moment depășită. Tibi, când îți vine să zici că nu mai pot, cât mai poți de fapt? Depinde de ce faci. De, de ce? Când vezi, ne borne rup, când vezi borne care au costat o grămadă de bani și sunt vandalizate și zici că nu mai pot. Îți vine să-i mânci. <coughs> n aș vrea să povestesc le... experiența din, din Aiud cu primarul din Ariu, nu, din Blaj, pardon. N-aș vrea să povestesc experiența de acolo. Am avut și experiențe unde oamenii n-au înțeles și n-au înțeles uh, oamenii care uh, gestionează acest, acest traseu. Uh, cred că una dintre bornele vandalizate au fost nu cele din vârful mun, din vârful dealurilor, că pe munți nu trece, cred că cel mai sus e undeva la 1400. Ne-au vandalizat un bistrița în parc efectiv, unde trece pe lângă Turnul Dogarelor, este acolo un zid, și acolo ne-au vandalizat, adică ne-au spart acolo. Uh, au fost și în Sibiu, unde ne-au smuls borne. Uh, eu... Mi-este foarte greu să mă mai pot enerva pe, pe, pe chestiile astea. La început mă enervam foarte tare și uh, eu aș aplica legea mea, dacă îl întreb pe Alina, aplica legea lui la toate chestiile astea, pentru că tot vorbim despre parte, despre asta de câțiva ani și cumva ne depășește. Dar eu cred că atunci când vom reuși să găsim o legislație care să poată fi aplicată și traseului, va fi mult mai ușor ca să putem să rezolvăm și partea asta, cu siguranță. Dar noi suntem pregătiți. Suntem obișnuiți de la Via Maria Terezia. Acolo ne-au făcut foc cu stâlpii de pe zona alpină. Deci au cules 10. 10 km de stâlpi și au făcut foc de tabără în vârful muntelui cu ei. Noi am cărat stâlpi de 2 metri la cam între 10 și 14 kg un stâlp, i-am montat, erau stâlpi tratați care să reziste câțiva ani, ei ne-au cules tot fain și cred că numai să culegi atâția stâlpi să-i duci să-ți faci un foc a fost un efort mare pentru ei. Și ne-au făcut foc, ei deci știam partea asta de vandalism o să fie primul județ a fost Bisanăsăud și cred că după un an de zile aveam 30% din stâlpi deteliorați, rupți și se întâmplă asta. În zona Mehedințului, la fel, au fost găsiți câțiva stâlpi într-un gard, adică nu câțiva, 40 și ceva stâlpi de intersecție, cineva și-a făcut un gard cu ei și... Este foarte greu să-i tragi răspundere pe oamenii ăștia și atunci este ca și la terapie cu cât mergi mai des, cu atât te obișnuiești mai bine și te însănătosești, exact așa aici, deci noi ne-am obișnuit și acum încercăm să găsim soluții și să nu ne mai plângem din punctul ăsta de vedere Cum faci dintr un început promițător o călătorie de lungă durată? Cât de mult contează motivația cu care pornești la drum? De lungă durată, iarăși aici, de lungă durată. El a făcut 22 de zile, tot o lungă durată. De lungă durată la mine am mers 62 de zile. Am avut mare, mare noroc că prima femeie pe care a făcut via Transilvanica este o legendă a turismului mondial. Cristine Thürmer are peste 60.000 de kilometri făcuți pe jos, merge de 17 ani în continuu, adică o jumătate de an merge, o jumătate de an stă, scrie cărți. A fost prima femeie care ne-a întrebat dacă poate să scrie despre Via Transilvanica. O să apară Via Transilvanica în următoarea carte, apropo de promovare. Ea este o legendă a turismului mondial. Deci este uh, un articol foarte frumos, iarăși îl, îl, îl laud aici un pic. Știu că îl cunoașteți pe voi cu Bojan despre ea uh, în Presoan, Călătorul Total. Merită să citiți despre ea, dar ea, um, când a venit și ne-a povestit un pic din viața ei, care a fost manager pe la Siemens, avea șofer la scară, avea, adică era dita mai omul care la un moment dat a avut atât de multe responsabilități și a trântit-o de numai numai un burnout pe jos și a plecat pe aceste drumuri. S-a bucurat prima dată când a înțeles că viața este frumoasă, când moartă de foame, la un moment dat a primit două, două Batoane de cereale de la cineva Și această stare Atât de puternică a fost pentru ea Încât a zis Păi atât de puțin îți trebuie să fii fericit Singurul loc unde eu mi-am pierdut bețele De exemplu Era când ajungeam la câte un magazin sătesc Deci acolo când ai foarte puține lucruri la tine le numeri dimineața, știi că ai 19 bucăți, indiferent ce sunt ele, și dacă nu sunt toate 19, nu te pornești la drum, nici nu contează ce ai uitat acolo. A 18, a 19, ai luat-o și ai pus acolo, dar când ajungeai acolo și vedea o înghețată cu un leu 50. Și eu am luam două. Și bineînțeles că mi erau ocupate mâinile și am mers odată vreo 3 km și m-am întors. Deci, eu cred că asta este cea mai importantă lecție. Acolo, învățăm să fim fericiți cu foarte, foarte, foarte puțin. Și asta trebuie să o experimentați și dumneavoastră. Deci e îi, îi ceva care eu. Eu cu asta am venit, de fapt, cu ceva foarte, foarte puțin. O cărare poate să devină un proiect de țară. Cred că merită să vă implicați. Stai și mă gândesc cum am putea să ducem într-o generație în care consumerismul îi promovat îi la nivel de peste tot îl găsești cum ai putea ca să ne ducem noi la copiii noștri la generațiile noastre să vi să spui cu 19 lucruri poți trăi două luni deci 19 item diferiți, trăiești două luni sună puțin ciudat dar e interesant de, de, de făcut uh. V-ați gândit de a, de a extinde traseul și să aibă o direcție est-vest? Eu cred că în acest moment o canibalizare a acestui deja se petrece în România, pentru că așa este la noi. Dacă este un proiect de succes, atunci fiecare își face propria lui vie. Cred că sunt cel puțin șase proiecte începute în România, tot felul de vii. Ceea ce până la urmă nu este rău, nu asta vreau să discut acum, dar eu cred că este foarte important să umplem această cărare și să avem unde să mai trimitem pe ceilalți. Deci eu cred că mai degrabă ar trebui să fie una funcțională, să fim pregătiți și atunci cred că ar mai merita cel puțin. Eu, altfel să zic, este prima dată când organizația noastră, condusă și coordonată de mine, a înțeles că, de fapt, acum este momentul să dăm ce avem. Deci, practic, patrimoniul natural și patrimoniul rural sunt bunurile cele mai de pe care le are de împărțit România. Degeaba vom face noi uh, pârtii de schii, uh, pentru că nu vom ajunge în vecii vecilor, amin, să, să, să putem Comprăm să le cu... ținem cum le țin austriecii, de exemplu. O să facem, o să meargă lumea, o să câștige niște oameni bani acolo, dar nu o să fim niciodată competitivi. Competitiv la, realmente la competiție ne putem duce cu patrimoniul natural, foarte cunoscut și apreciat în toată lumea, și patrimoniul rural are ceva din simplitatea și din... Are ceva care iarăși nu l-am întâlnit. Eu am locuit 10 ani în Germania și cu tot voluntariatul lor și cu toată funcționalitatea țării, eu era acolo să mă lua cu capul, realmente. Și m-am întors înapoi în România pentru că aici Mă simt eu mult, mult mai bine și am observat că sunt oameni care asta caută. Și s-ar putea să fie asta un, un cârlig de, de a agăța oamenii să vină în vacanță. Ori noi avem în Europa probabil 10 milioane de pensionari activi care au văzut toată lumea, au mers, au iahturi, au de toate și vin, mai ales am întâlnit asta în zona colinelor Transilvaniei. Sunt foarte multe englezi care au venit la îndemnul. Uh, regelui Charles, în momentul acesta, care caută exact această simplitate. Și cred că dacă canibalizăm 100.000 de oameni activi din România pe 70 de drumuri și nrr uri și toată lumea face piste de biciclete acum, nu o să fie niciodată sustenabil. Sustenabilitatea o poate asigura minimum 15 oameni pe zi, minimum 100 de zile. Deci, altfel nu se poate construi o afacere reală. Și din cauza asta, eu asta cred că, în momentul de față, Via Transilvanica este singurul proiect din România care ar putea aduce din afară o forță reală cu care te poți prezenta la un târg de turism, mm. decât dacă zici țara Hațegului, care e foarte frumoasă și parte din Via Transilvanica. Urmează o întrebare personală. Cum ați descrie călătoria relației voastre ca frați? Să ne mai chemați atunci, că, că durează să, să povestim asta. Cred că în fiecare familie este surâșuri, coborâșuri și cam așa a durat, a fost și călătoria noastră ca frați din copilărie și până în, în momentul acesta de aici. Și a fost foarte important. Dar până la urmă, important este că acest drum ne-a adus împreună și de 14 ani. Ne înțelegem destul de bine, ședințele noi doi ne le facem în alergare. Eu am propus asta, ca el să obosească, să nu poată să dea foarte mult de, pe, pe mine. Și când nu-ți ceva, fugi. Deci în alergare, vă rog să nu uitați, dacă are el ceva de vorbit cu mine, mă cheamă la o tură, ca să ne înțelegem. Și am dovedit, cred că în ultimii ani am dovedit că funcționează. Deși se spune aia niciodată să faci afaceri în familie, la noi, noi nu facem afaceri, bineînțeles, dar să știți că funcționează. Nu funcționează. Nu funcționează așa cum vă imaginați dumneavoastră, este foarte greu să fii fratele lui Tibi, îți dă niște emoții de numai numai, vreau să spun. De fiecare dată când face câte o, câte o aventură dintre astea de-a lui, să știți că pentru noi este ca un lazaret, ca să zic așa, unde sunt toată familia lui este la pământ și rănită și știu că atunci când m-a chemat la prima alergare, zice simți așa cum îți aplaudă rinichii și inima și, și eu am zis, bă, nimic nu simt, deci, serios, nimic nu simt dintr-o dată și nu simt nici după 10 ani de, de, de ședințe dintre astea, dar este, este un lucru cert. Fără să avem o relație așa bună și o echipă așa bună și voluntari așa, așa faini care Iarăși, prietenii mei, când am început organizația, au zis, vezi de treaba, Lin, cu, cum s a adunt oameni la oaltă pentru, pentru prostii de astea. Uh, nu, nu am fi putut să realizăm un proiect așa, așa mare. Deci uh, a fost greu, a fost, a fost realmente greu și asta am, din cauza relației noastre, uh, cred eu. Echipa este, este echipa și din familie este foarte, foarte importantă. Sunt porțiuni din traseu care sunt închise pentru sezonul de iarnă? În mare parte nu este recomandat iarna. Deci spre sfârșitul anului nu prea este recomandat acest traseu, până în primăvară. Este, este foarte scump pentru oameni să încălzească casele, deci practic asta scrie și în ghid, dar este o întrebare bună. Este foarte greu să găsești cazări, odată la 25 de kilometri multe case vor fi închise și mai ales ca să te pornești, noi avem totuși două treceri importante la înălțim considerabile, că trebuia să trecem Carpații la un moment dat, oricum ai fi făcut, noi avem de fapt trei, că mergem și în zona San Misegetuza și urcăm până la peste 1200-1300 de metri dar ă, ă, asta deja devine ă, o necesită o pregătire mai atentă. Au fost și vor fi oameni care vor face treaba asta iarna, ă, dar nu nu este recomandat. Via Transilvanica este pentru 90% dintre oamenii sănătoși și ă, nu este doar pentru 3, 5, 10% dintre oamenii care știu să facă treaba asta extrem. Cât timp este recomandat să te antrenezi înainte de a porni la mers și la alergat? Ghidul drumețului zice că trebuie să ai minimum 10 km parcurs pe zi, o perioadă de câteva săptămâni, ca să, ca să se bucure corpul că a intrat în această aventură. Altfel, este foarte interesant și frumos că am văzut asta în Bucovina, deci Gândiți-vă că sunt niște oameni care sar aceste etape, că nici noi nu citim toate indicațiile de la un frigider sau de la știți, le dăm deoparte și vedem că s-au străcat la un moment dat. Exact așa e și cu Via Transilvanica. Oamenii se pornesc pe Via Transilvanica, mai ales dacă este cum am mers eu în august, acolo este, deci toți erau așa, 10 s-au oprit pe care s-au oprit în, în primii 40 de kilometri. Deci, smântâna din Bucovina, urda din Bucovina, stânele din Bucovina, zmiura din Bucovina și ghidul zice că trebuie să te hidratezi, de, de, imediat ai pântecăraie sub un copac. deci uh, <laughs> Și atunci eu cred că trebuie să te antrenezi din mai multe puncte de vedere. Și uh, asta este, este foarte important, să citești ghidul înainte. La alergare... Bun, la alergare, dacă vrei să-l alegi, cred că în primul rând trebuie să te antrenezi să alergi un maraton. Asta ai nevoie cam de șase luni de zile, plus minus, depinde de fiecare cât e de ambițios și cât de disciplinat devine. Iar după ce alergi un maraton, trebuie să încerci să alergi mai multe maratoane în fiecare zi. Iar după ce ai alergat un maraton, trebuie să te antrenezi să alergi un maraton și un semi-maraton în fiecare zi, pentru că îl alergi, și atunci trebuie să faci măcar 50, 60, 70 de kilometri. Deci este posibil să faci și în fiecare zi 80 până într-o de kilometri pe acest traseu, doar atunci vorbim despre alte. Cred că trebuie să ai câțiva ani de antrenamente ca să poți să duci o asemenea competiție la final. Și eu am impresia că el e din alt material făcut, adică <coughs> pe mine m-a schimbat. La... Care, este, care a fost cel mai grav accident care s-a întâmplat pe acest traseu? Adică, pe care îl cunoașteți voi? Aici Trebuie totuși să fac un apel și la... Suntem la o discuție foarte prietenească. Un turist german a fost mușcat de, de niște câini. Eu nu m-am putut uita la filmare. Săracul el își făcea o filmare, cum va reacționa el când vor veni câinii a mulți. Și povestea el acolo, deci mi-a fost îngrozitor faptul că ciobanii, de fapt, au făcut un fel de premeditare, deci pur și simplu au, 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 au muțat câinii pe el ăsta a fost cel mai cel mai grav accident până acum, dar problem, problema este cum am reacționat pe urmă, deci el a mers la sighișoara și a încercat să facă o plângere Ăștia de la Sighișoara au zis, domnule, noi nu ne putem uita că suntem milițieni, du-te dumneata la medicină legală la Mureș și scoateți un certificat medico-legal și pe urmă vine la noi și pe urmă ne ducem noi să vedem unde te-au mușcat. Deci vă imaginați chestia asta. Am intervenit noi, am scris ministrului de interne, am făcut acolo tămbălău și ale alea și pe urmă au început o cercetare. Și Tibi are foarte mare dreptate. Deci noi am trecut și mulți n-au văzut-o că vine pe această via Transilvanica. Deci fiecare sat dintre ăsta este stăpânit de două, trei familii, doi, trei antreprenori, două, trei ticăloși, ca să zic așa, care nu-și doresc să aibă niciun fel. Noi credem că sacele, satele acestea sunt sărace, dar cum să fie sărace când ele au ținut o mie de oameni și acum sunt 30 acolo? Unde au dispărut resursele satului? Nu, le stăpânește cineva care nu-și dorește absolut deloc să fie acolo. Deci cel mai mare accident este, din punctul meu de vedere, jaful ăsta nesfârșit și aici, între noi fie vorba, trebuie să mergem pe drum, că exact asta uh, facem. Prezența noastră îi ajută pe oameni să capete încredere, să-și câștige niște bani într-un alt fel decât să fi supus unui zeșuitor dintre ăsta, cum este acum, să-i dea o independență și, credeți-mă, nu o să fie atât de periculos, pentru că Tibi a zis foarte fain, animalele au înțeles înaintea lor. Și eu cred că la un moment dat vom câștiga noi. Care este cea mai frumoasă parte din Via Transilvanica pentru o persoană care e dispusă să aloce 3-4 zile? Un weekend prelungit. <laughs> Cum am zis, cred că nu există cea mai frumoasă zonă dacă mă sugestii. întrebați Noi de la pe mine, Cluj, unde să mergem? Dacă mă întrebați pe mine, eu recomand foarte mult zona Inelețului și Prisăcina, care mie mi-a plăcut cel mai mult. Dar cum am zis, frumoasă este și partea de Sibiu, foarte frumoasă este Bucovina și cred că astea sunt. Cred că pentru prima dată cea mai apropiată zonă unde se poate ajunge în Via Transilvanica. Dar dacă mă întrebați și vreți puțin acțiune, sălbăticie și să trăiți altfel, Prisăcina, zona respectivă este foarte frumoasă în Cara Severin. Alin, ce ți-a plăcut? Un drum de lungă distanță se calculează altfel, deci în Spania se merge și asta a avut cea mai mare uh, impact asupra mea. Se merge vreo 300 de kilometri numai pe drept, vezi un copac dimineața și îl vezi tot pe ăla din partea aia la altă seara. Deci cam asta a fost tot peisajul. Bașca că mai mergi vreo două zile numai pe lângă autostrada. Dar a fost locul unde eu n-am mai avut să mă uit, să caz gura, să văd, să așa, și a trebuit să mă gândesc la mine. Și asta a avut un puternic impact pentru mine. Acum, întorcându-mă la cele patru zile de care ziceți dumneavoastră, Uitați-vă pe unde trece Via Transilvanica și mâine puteți să mergeți oriunde. Deci este făcut în așa fel încât Via Transilvanica să creeze oarecare dependență și oarecare stare de bine, pentru că tu când ai ajuns și nu mai poți trece dintr-un parte într alta a României pe diagonală, deci mai sunt 5 km între Putna și granița cu Ucraina, unde ai putea să te... Să, să treci fără să întâlnești Via Transilvanica, dacă treci din, din Est în Vest. Deci, practic, mergeți o zi pe Via Transilvanica oriunde. Pentru că ziua asta va rămâne, de fapt, în memoria dumneavoastră, ca și cum ați început Via Transilvanica și eu, din ce am văzut, este că oamenii își fac un plan de, de, de multă vreme. Deci, s-au întâlnit niște tineri de ziua lor la 36 de ani. Acum au 40 de ani, s-au înmulțit, bineînțeles că s-au luat și alții după ei și au un proiect de 14 ani. În fiecare an merg 100 de kilometri. Vă imaginați ce frumos, 14 ani să ai un plan care te-a luat gura de din, pe dinainte la o petrecere și ai zis hai să mergem câte 100 de kilometri pe Via Transilvanică. Deci eu cred că uh, Altfel, spectaculos, bineînțeles că este terasiculorum, gastronomie, frații maghiari, să știți că nu se supără dacă le cer pe românești o pită. Saxonum, asta sunt cetățile astea incredibil de frumoase, bisericile astea fortificate. Natura este foarte, foarte multă în Caraș Severin, da, așa, natură, de zici că e natură și natura din Caraș Severin. Alba, deși mergi foarte mult prin câmp, are o deschidere incredibilă. Deci, eu acolo, așa de departe, de, de, de vedeam și, și eram gata să mă opresc acolo dacă trebuia și nu aveam decât o lună, dar vreau să vă spun că din cele mai vechi timpuri, aceste pelerinaje erau în cultura aproape a fiecărui popor. În, în, și inclusiv în basmele noastre se povestește de călătoria aceasta inițiatică. Celți au avut-o, indieni, japonezi, toți o au, calfele din Germania o au. Deci cândva în viața dumneavoastră trebuie să mergeți cele 62 de zile pe Via Transilvanica. Pentru mine, care fac parte din această generație cu o minte digitală, să o numim așa, tot timpul sunt de pe tascuri. Eu trebuie să fac aia, aia, aia. Și rare ori, mă bucur de călătorie, de ceea ce se întâmplă, pentru că eu știu că trebuie să bifez. Și este pe bifa, bifa, bifat. Mie mi groază puțin să mă pornesc la drum. Ce fac eu o zi întreagă, mergând? Ce fac? Dau telefoane, intru pe zoom -uri. Ce ai făcut o zi întreagă? Nimic, nimic din toate astea, cel puțin la mine, a fost... Deci am reușit Fără... să mă închid telefonul. Fără să dai niciun telefon? Deci, fără să. Păi mai dădeam așa seara câteodată telefon, ca acum totuși da. nu m-am putut chiar Da. Dar cu zile, așa se nu? Nu. Deci. Și ce-ți facem, India? Mersul mersul și întâlnirea cu tine, exact așa cum este. Eu cred că viitoarea pandemie sau marea pandemie încă n-a venit. Deci fluxul acesta de informații. Eu am văzut voluntarii noștri, noi lucrăm cu voluntari, mulți voluntari, 10.000 au fost numai pe la tășuleasa social. Deci fiecare cu un deget mișcă o grămadă de lucruri pe ecranul ăla și crede că și roșia crește la fel de repede, dar ea tot de trei luni are nevoie să, să, să fie o roșie adevărată. Și atunci, țin minte că odată am propus o tabără la Tășulea să facem arcuri. Să facem arcuri, să mergem, s-au să, înscris 10 copii entuziasmați că ei o să tragă cu arcul la sfârșitul săptămânii. Și în primul an s-au dus în pădure și au ales un copac și l-au adus și l-au despicat și s-au stat și s-au uitat la el și a zis și când terminăm arcul? Păi cam în al treilea an o să fie arcul făcut. A fost până la urmă unul dintre cele mai puternice de impact lucruri pe care le-am făcut la tășuleasa și frumoase, și asta vă, vă promit. Eu, singurul meu regret este că m-am dus la 45 de ani pe un drum de lungă distanță și n-am mers la 20 de ani, de exemplu. M-a ajutat, cred că, mult mai mult. La noi a fost mai simplu sau la mine a fost mai simplu. Noi am alergat, seara. Când ajungeam, plănuiam a doua zi de alergare. Cam atât a fost. Dar când alergi, atâția kilometri, ce faci? Ce face mintea ta? Alergi. Și mintea ta ce faci? Ce, la ce te gândești? În alergare trebuie să fii puțin concentrat, mai mult să faci legătura asta între minte și corp, pentru că ai nevoie de el să te ajute. Mai ales pentru că după a doua, a treia zi mai scade o unghie, mai te doare una alta, încep inflamațiile. După a 10 zi, tot ce te-a durut în urmă cu 5 zile s-a făcut ori 20 și tot așa. Și atunci trebuie să gestionezi mult mai mult partea asta, corp, minte, ca să poți să duci la final o asemenea cursă. Și în mare parte, cred că vorbeați de partea asta digitală, noi ne-am concentrat pe zona noastră digitală a corpului ca să ajungem sănătoși la, la final. Și foarte puțin... A fost partea asta. Bineînțeles, ne-am mai oprit, am făcut poze, am mai vorbit între noi, ne-am mai râs unul de altul, de ceea ce îmi se întâmplă. Adidas și ne-au cam părăsit, am schimbat a treia pereche, cu a treia pereche am ajuns două le-am rupt pe acest traseu. Deci, în mare parte, a fost despre asta și, bineînțeles, atunci când am avut zi, zile frumoase, ne-am bucurat de ele, uitându-ne stânga-dreapta tot ce se putea vedea acolo. Aș vrea să ne apropiem de încheiere. Alin, Tibi, un ultim gând pentru noi. Într-o țară a nu se poate, ați demonstrat că se poate. Într-o lume în care ai nevoie, credem că avem nevoie de o grămadă de lucruri, ai demonstrat că cu 19 lucruri poți ca să trăiești două luni. Eu într-o seară, într -o seară când eram destul de epuizați uh, și am văzut că rămâneam fără oameni acolo, am încercat să-i dojenesc pe voluntarii noștri și uh, mi-a venit în minte, și asta a fost foarte important, pentru că de la ei știu uh, acest lucru care vi-l povestesc acum. Uh, am norocul să conduc o organizație de tineret, în care sunt tineri acolo și la tineri nu le poți povesti tot timpul cum crapă lumea, cum îi Putin un ticălos, cum nu știu care fură și așa mai departe lor trebuie să le areți o cale. Și atunci eu, încercând să-i aduc înapoi și am reușit, le-am spus, dacă vreți să fiți speciali și din, această, din acest motiv faceți voluntariat, să știți că este greșită organizația, este greșită acțiunea la care participați, este greșită abordarea voastră. Dacă în schimb o faceți ca și mod de viață, treaba asta o să vă țină toată viața, o să fie acolo, tot ce învățați aici o să vă ajute și o să puteți să folosiți de fiecare dată când sunteți puși în această situație. Așa că, mă întorc puțin, nu-i mare lucru ce am făcut. Deci, într-adevăr, să faci o infrastructură națională fără să folosești bani publici, fără alea, par foarte spectaculoase. Dar modul nostru de viață și modul nostru de abordare, să schimbăm un metru pătrat din jurul nostru, ne-a adus în situația în care suntem acum, însetați în fața dumneavoastră și sper că v-a făcut plăcere întâlnirea cu noi. Vă mulțumesc foarte mult! Da, eu o să închei vorbim puțin despre curaj. Pentru că eu mi-am dat seama în toți acești ani că nouă ne lipsește puțin partea asta de curaj. Și asta mă refer mai mult sau mai puțin, pentru că toți din această seală cred că la un moment dat am fost curajoși. Doar că curajul vine atunci când, de, o, de cam mare parte vine atunci când suntem la limită și atunci trebuie să avem curaj să schimbăm ceva. Și eu personal cred că trebuie să schimbăm lucrurile mai repede și nu să lăsăm pe ultima dată. Și aici cred că ne lipsește curajul în toate domeniile, nu doar în, în, în antreprenoriat, în tot ceea ce se face. Și cred că să porniți pe acest drum aveți nevoie de curaj. Și eu asta vă doresc foarte mult: să aveți curajul să vă luați un weekend copii și să mergeți pe acest traseu. Mulțumim foarte frumos! Alin, TV, vă mulțumesc! Mersi mult de tot! Mersi Alin, mersi Tibi! Uh, continuăm seara cu prezentarea două cărți. Îl invit pentru asta pe voi cu Bojan. Voi cu ia și câte o carte în mână, te rog. ți pornit? Salut! Uh, mulțumesc frumos că ne-ați primit, mă bucur tare să vă revăd uh, Nu o să mai spun nimic despre Via Transilvanica pentru că băieții ăștia au spus tot uh, O să vă spun despre cărți, despre aceste două cărți, câteva lucruri uh, Dar înainte de asta vreau să vă spun că e foarte periculos să ai de-a face cu băieții ăștia doi Pentru că sunt foarte periculoși Cred că v-ați dat seama, nu știu dacă v-ați dat seama e foarte greu să te înhăitezi cu ei, pentru că te iau așa într-un fel de uh, capcană, te pun așa într-un soi de uh, situație plăcută, de prietenie, dar pe nesimțite te pun la lucru. Așa m-am trezit eu că cronicarul acestei uh, căi, Via Transilvanica. Uh, am plecat uh, în 2015 cu Alin... Uh, de la Tășuleasa până la Putna, pe jos. Și era cu trei ani înainte de lansarea ideii de Via Transilvanica. Și atunci, pe drumul acela, Alin a început să ne povestească că lui a venit o idee. Când lui Alin îi vine o idee, e foarte periculos și foarte grav. Pentru că știi că o să fie o idee mare, o să fie o idee complicată, o să fie o idee care o să implice energii enorme. Și dacă ești și tu băgat în ea, ai încurcat-o. Și de atunci a venit uh, sugestia ca eu să încep să documentez această poveste, Via Transilvanica, care era o simplă idee. Deci, teoretic, am început în 2015 să documentez pas cu pas mișcările pe care le făceam periodic, respectiv cam o dată pe an, făceam câte o tură de 7-10 zile, 12 zile. Și așa, în șapte ani, am reușit pas cu pas, cu băieți împreună, cu câinele singuri, cu soția mea, cu Kitty, am parcurs practic tot traseul și am început să-l documentez. Acum vreau să vă vorbesc despre cărți, despre cum se scrie o carte. Păi, o carte se scrie foarte simplu. Un tip, un reporter de la Esquire, care îmi place mie foarte mult, Chris Jones, Zicea că o carte se scrie se rezumă în trei cuvinte. As in chair. Adică cu fundul pe scaun. Stai și scrii. Deschizi de un fișier Word și ai o pagină albă și dacă constați că mintea ta e la fel de albă ca și pagina pe care ai deschis-o, ai încurcat-o. Pentru că tu trebuie să scrii o frază, să începi cu o propoziție. Și scrii o propoziție. Și a doua zi o ștergi, pentru că e foarte proastă. Și a treia zi o scrii din nou. Și din nou o ștergi. Și așa mai departe. Și teoretic îți trebuie cam câțiva ani până când să încep să digeri ideea că ce ai scris tu e corect și ok și nu te urăști pentru ce ai scris. Deci cam așa s-a scris povestea asta. Marea problemă e că frații ușeriu au zis facem un drum de lungă distanță, o să aibă vreo 7-800 de kilometri și am zis perfect, îl documentăm pas cu pas, fiecare etapă, fiecare 25-30 de km cât or fi, le documentăm cu sfințenie. Problema e că pe măsură ce eu scriam, ei lungeau drumul. Ei tot lungeau. Și eu nu mai ajungeam. Nu mi-ajungeau fișierele Word deschise să le scriu. Există trei reguli după ce ai scris o carte. Bun, ai scris-o, e exact cum vrei să fie, cu hârtia aleasă, cu fotografiile alese din 2000 de imagini, cu trei editori care au lucrat cu tine, cu doi care ți-au tăiat cele mai mișto pasaje care îți plăceau foarte mult și care au zis la gunoi cu ele că sunt proaste. Ok, ai scris cartea, ai pus-o la tipar, ai scos cartea, perfect. Deci acum există trei probleme. Unu. Scosul cărții nu e destul. Regula numărul 1 spune că fiecare autor care a scos o carte se numește operă, așa cum meseriașii zic, la orice chestie, schimbare de uh, faianță, spun lucrare. Deci aici se spune operă. Deci nu, nu. Deci, autorul ar trebui să moară după ce a scos opera. Deci asta e regula numărul 1. Deci faptul că eu sunt aici în viață, asta e un miracol, e o minune. Uh, uh, dacă mergeți într-o librărie, o să vedeți că aproximativ 93,5% din autorii care sunt prezenți prin cărțile lor în librărie s-au ținut de cuvânt. Adică nu mai sunt în viață. Deci dacă ai supraviețuit scosului cărții, urmează regula numărul 2. Povara lansării, care este un coșmar și o absolută... Aberație. Pentru că niciodată nimeni, la nicio gală, la niciun vernisaj și la nicio lansare, nu o să spune ceva rău despre respectivul produs, despre operă. Tot timpul opera e perfectă. Și atunci, dacă nu vrei să-ți lauzi tu opera, îți trebuie un lăudător. Trebuie să găsești un om. Trebuie să-ți bagi om. Și asta am făcut eu în 8 octombrie la Alba Iulia, mi-a băgat om. L-am adus de la Verona, pe Adrian, și am zis, i-am dat o cină, am băut vin și am povestit și am zis, da, te rog să nu insiști cu laudele, da? Deci să nu, iau așa un încet și vorbești despre carte, despre produs, despre operă, nu despre mine, da? Bun, perfect. Și în ziua lansării am stat așa pe un scaun, așa cu minte, cu mi-am ținut câinele în brațe, deși poziția pentru lansări este asta. E, Jur, asta e poziția. Dacă vă uitați la toate lansările, toți stau așa, ca la zid, la fotbal. Numai că nu iau mingi în freză sau în alte părți, ci iau laude, iau ode, iau um, ridicări în slavă. Și asta este tragedia unei lansări. Trebuie să asiști tu, fizic, ca într-o moarte clinică, deci ca și cum ai fi undeva... Da, ca în cartea lui Moody, deci tu ești întins într-un accident de mașină și te vezi de sus uh, în postura de receptor al odelor. Lăudătorul începe discret, vorbește un pic despre cartea după care le ar valu. Și începe să spună despre tine, cât de bun călătoriești, cât de extraordinar, cât de genial, cât de, cât de bine e scrisă cartea, tot timpul călțile scrise perfect niciodată greșit, nicio problemă, niciun critic, nicio critică. Uh, Adriana meu a fost atât de drăguț încât a, uh, uh, a preamărit călătoriile mele în Nepal. Eu n-am fost niciodată în Nepal. <răzări> și a zis de vreo trei ori. Tipul ăsta a fost în Nepal și a făcut niște chestii și eu nu mă făceam tot mai mic în scaunul ăla. Ridicam câinele tot mai sus. Să nu mă văd. Uh, e, e ca și într-unul dintre cărțile mele preferate Care se numește Manualul întâmplărilor A lui Ștefana Agopian, Unde există un personaj Care se numește Ioan Geograful Și Ioan Geograful De fiecare dată când avea un moment de reverie Și de nostalgie Își amintea de zăpezile Din Anglitera Unde nu fusese niciodată Deci așa exact așa eram și eu Călător în Nepal am fost în India, am fost în Cuba, am fost în Kyrgyzstan, dar am fost în Nepal. L-am lăsat să zică, bun. Deci am trecut și de tragedia lansării. Deci, dacă ai supraviețuit um, scoaterii operei, și dacă ai supraviețuit uh, uh, lansării și ești pus în situația, cum sunt eu acum, să vorbesc despre cartea mea, atunci ar trebui să fiu foarte scurt și foarte. Uh, Așa, la obiect. O să vă vorbesc despre conținut, despre conținutul cărții. Teoretic, cel care scrie nu ar trebui să vorbească, ar trebui să tacă. Dar vă spun câteva lucruri despre carte. Cartea e împărțită în trei. Ea încearcă să fie la nivelul acestui proiect nebunesc al fraților Ușeriu. Deci, a fost făcută cu mare simț de răspundere. Și opera a ieșit așa cum uh, am dorit. Acum, dacă e bună sau proastă, asta nu știu. Din când în când mai primesc câte un e-mail extrem de simpatic sau câte un mesaj pe WhatsApp în care cineva a trimis o poză și zice, bă, ce mișto a fost poza aia din cartea ta. <răzări> cu calul ăla și îmi trimite poza cu calul. Deci, deocamdată oamenii se uită la poze. Că cartea, conține, că cartea conține poze. Asta nu știu dacă e o chestie bună sau o chestie proastă. Habar nu am. Dar nu să fac un soi de operă completă despre ce este via Transilvanica. Așa că o să întâlniți acolo niște reportaje de drum, adică toate întrebările pe care le-a spus lui Alin și lui Tibi, respectiv despre cum e să fii pe drum, ei bine, o să le găsiți acolo. Pentru că eu, o să, eu descriu cam cum e pe drum. Adică cum e să te uiți la copaci, de exemplu. Umbli și te uiți la copaci. Bă, întâlnești o babă la o poartă și povestești cu ea despre cireșul ei. Te duci mai încolo și te scarpi în un câine. După aia te uiți la o vacă, ce mișto bot are și cum e de umed și... Și începi să vezi lucruri cu, um, uh, cu o privire de copil, cumva. Practic, ce se întâmplă pe drum, când spunea Alin că drumul începe să ia în stăpânire toată povestea, este că, da, într-adevăr te... Te ia pe sus și te transformă. Și te transformă într-un copil care vede lumea într-un soi de realitate augmentată, în care toate lucrurile sunt dintr-o dată foarte interesante, foarte mari, foarte prezente și tu ești acolo și trebuie să umbli prin uh, această realitate, uh, cumva paralelă cu tine. Uh, e o formă de meditație și o formă de regăsire de sine. Deci uh, invitația e pe bune. Practic, cartea are acest scop, să te facă, să te ridici din scaun și să pleci. Deci, are o parte de reportaje care sunt scrise la cald în timp ce mergeam, adică așa, pe stilul șopârlei, care se mișcă extrem de rapid, dacă v-ați uitat la o șopârlă, după care stă și se oprește. Atunci autorul scrie la operă. Da, eu sunt șopârla. Da? Umblu pe drum, merg două, trei zile, după care vin acasă și stau trei zile și încep să decantez toate experiențele și să le traduc și să le pun într-o formă, să le pun în cuvinte. Deci cam asta este parte de reportaj. După aceea este o parte de portrete, în care există o secțiune în care am încercat să fac un soi de um, portrete ale artizanilor drumului. Aici am o poveste despre o zi din viața lui Alin. Cu Tibi am alergat un semimaraton pentru că el nu poate vorbi stând, imposibil. Deci, fugări pe niște dealuri ca să, cu o lavalieră ca să povestim despre ce simte el legat de Via Transilvanica. Sunt fetele care au făcut ghidul, sunt câțiva sculptori care au lucrat la borne. Deci, există o privire din interior, da? de echipa care face povestea, care a făcut această nebunie și în final există cele șapte ținuturi prin care trece toată via Transilvanica și care sunt descrise cumva uh, cu mai o soi de acribie într-un într stil puțin mai sec de ghid turistic în care practic uh, încerc să, să introduc oamenii în istoria locul în geografia, în uh, spațiu cultural și în gastronomia care este diferită în Bucovina față de secuime, din secuime față de știu eu, terasaxonum sau Mehedinț. Pentru mine Mehedinț a fost o revelație apropo de care sunt locurile preferate. Eu nu am crezut că este ceva interesant în Mehedinț. De deci, exemplu, nu am fost niciodată în Mehedinț. Sună așa ca vasluiu, cumva. Nu, 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 Deci ce poți să faci? Da, bârlad, da, domnul Cristi. Bun, ce poți să faci în bârlad? De e foarte interesant în Mehedinț. Mi-a plăcut extrem de mult platoul Mehedinț. Unde se vedea parângul și era un spațiu cumva străin și în același timp foarte um, necunoscut cumva. Eram în țara mea, dar parcă nu eram în țara mea. Și acolo am văzut o horă foarte, foarte mișto. Tradițional era o zi în care se întâmpla un soi de spectacol concurs asta folcloric și am văzut niște chestii, uh, niște straie și niște lucruri care m-au uimit cu totul. Da, Și până la urmă toată povestea scrierii cărții astea este ca și cum ai intra într-o horă la care nu știi pașii, nu știi ritmul și mai ales nu știi când o să se termine muzicanții, când termine de cântat. Deci cam așa a fost. Și așa am lungit tot timp de șapte ani. Șapte ani uh, în care am documentat cu cât de precis am, am putut și, și așa a ieșit toată povestea. Cartea e exact cum mi-am dorit să iasă, are o supracopertă pe care dacă o desfaceți este harta Via Transilvanica, deci nu aveți o scuză, nu mai trebuie să vă puneți. Acolo sunt și trecute locurile preferate al lui Alin, al câțiva din echipa, al lui Kitty, al lui Tibi, al meu. Deci toată povestea cărții astea este un soi de uh, inspirație. Să vă inspire, să vă ridicați, să lăsați totul și să încercați această experiență nouă de regăsire. Bun. Acum fiecare carte are un destin pe care nu îl știm. Destinul unei cărți nu poate fi citit decât retroactiv. Adică, bun, am semnat 200 de cărți la lansare, extraordinar. Uh, nu venea să cred, am fost pus lângă o casă de marcat, aici era casa de marcat și stăteam aici și ăia de la marcau cumpărau oamenii cărți și ziceau, ăsta, ăsta cu câinele. ăsta cu câinele eram eu și semnam. Și a venit un tip care a cumpărat șase cărți și uh, am făcut exerciții de dictare. Și stătea așa, nu suport să se uite cineva când scriu ceva. Și stătea așa și uh, zicea, uh, scrie, scrie Pent pentru vărul meu mitică, în amintirea zilelor frumoase pe care le-am petrecut la Olănești. <laughs> și se uita dacă scriu corect. Uh, uh, alta zi, zice așa, păpușă. Nu, nu mai fi supărată pe mine. Păpușă, nu mai fi supărată pe mine. Și zice, mă bate pe oameni și zice, auzi, fi, nu se schie cu două de ei. Șase cărți. Atunci mi-am dat seama cât de important e să fii autor. Cât de, cât de important... Cât e important de important să arunci o operă în lume. Să... Bun. Cartea asta e cum e. A ieșit foarte frumoasă și foarte scumpă. Îmi pare foarte rău pentru voi. Costă cu mare reducere 80 de lei. Cartea lui Tibi e o altă poveste. Ea nu cred că mai are nevoie de multă prezentare, dar o să vă spun două cuvinte despre ea. Pentru că e Tibi aici. Aia costă 39 de lei, dar vă dăm vouă cu 30, deci grab it. Cartea lui Tibi, apropo de destinul unei cărți, băieții au uitat să spună, sau nu știu, din modestie, au uitat să omită o chestie care mie mi se pare esențială. Când te duci într-o librărie, îți vine să stai venele, pentru că nu-ți mai vine să scrii niciun cuvânt, nu, nu propoziții, cuvinte nu mai vrei să Scrii niciun cuvânt. Pentru că sunt prea multe cuvinte în jur. O librărie te îngroapă, te termină, te face să te întrebi ce supărare a sens mai are să mai scriu eu o frază pe lumea asta? Nu are niciun sens. Nu are niciun sens. Bun, dar unele cărți au șansa de a rămâne în istorie, de a fi recitite, de a fi um, răscitite. Eu am cărți la care mă întorc, le citesc, le recitesc și care rezistă. Ei bine, cartelul Tibi rezistă, pentru că Tibi rezistă. Ce-a făcut Tibi a scos cartea 27 de pași și a povestit aventurile lui din uh, uh, pușcărie, din uh, uh, aventuri teribile despre evadări și despre cum să spargi un magazin de bijuterii și cum să te regăsești și cum să te întorci ca fiul risipitor la tășulea socială. Cartea lui Tibi, după părerea mea, este o reinterpretare a parabolei fiului risipitor. Doar că rolurile sunt puțin schimbate. Tibi e Tibi, el e fiul risipitor care pleacă, face drumul și care se întoarce. Dacă plecați pe Via Transilvanica, trebuie să știți că unul dintre lucrurile care o să vă obsedeze pe drum este că vă veți întoarce acasă. Fără întoarcerea acasă, orice călătorie este un marș funebru, complet. Deci gândul acesta este extrem de important. Cred că Tibi a avut 10 ani în care se gândească într-o pușcărie cu ziduri groase și uh, pereți albi, uh, să se gândească la această întoarcere acasă. Întors acasă nu l-a așteptat tatăl, dar l-a așteptat fratele cel mare, fratele cel mare, fratele cel mare care în parabola filului risipitor este frustrat și pentru că vine fiul și îi se oferă totul, uh, ia locul tatălui. Este tatăl rizipitor de iubire care îl primește pe acest fiu care a fost pierdut și care s-a regăsit. Și Alin i-a pus la dispoziție o organizație în care să se desfășoare, în care să alerge, în care să facă voluntariat, în care să mute munți, și Tibi a făcut totul în tocmai. Așa că a fost un ospăț și o bucurie. Deci asta este cartea lui Tibi. Ce să vă mai spun? Cam atât, cred. Mi-am depășit timpul. Vă mulțumesc frumos! Trebuie să vă zic că moderatorul pentru această seară trebuia să fie Voicul, dar a refuzat total această. <laughs> și eu a preferat ca să nu. Să... Cred că e prima dată când un autor își prezintă cartea. Așa că Voicul a făcut și acest, acest, acest lucru. Îl invit din continuare pe sculptorul Liviu Mocan pentru a ne prezenta o ilustrație a semnificațiilor Via Transilvanica. Porneșteți microfonul, te rog. Evolu se ascunde în tehnologie. Le pun sus ca să fie văzute și, Doamne, ce dezavantaj mi-ați dat să vorbesc în urma lui Voicu. În schimb, slavă Domnului că eu nu am multe cuvinte, pentru că eu sunt un om al imaginii. Cristie a spus că am realizat ceva ca imagine a traseului vostru, dar de fapt este puțin mai general, este o ilustrație a, a reflexului, a reflexiei pe care călătoria. O are în ceruri, o are cu sufletul tău, în timp ce, în timp ce călătorești. Am avut privilegiul să fim împreună cu Rodica, soția mea și unul dintre copiii noștri în Spania, și am făcut traseul de acolo câteva sute de kilometri și uh, experiența a fost extraordinară pentru că era una de natură fizică, umblam câte 25 de kilometri pe zi dar sufletul se înălța. Eram o familie, dar nu umblam deodată. Ne întâlneam la Han, acolo, la sfârșitul zilei. Soția mea a ajuns să plângă în hohote. Ea mea împărtășit treaba asta, pentru că era o trăire sufletească, de fapt, în timpul acestui pelerinaj. Deci eu am încercat să Exprim ceva despre lucrul ăsta, pentru că ce e formidabil la ceea ce ați creat voi și în asemănare cu ce am experimentat în Spania, este că acolo drumetia aceasta a trupului și a sufletului se termină la ocean. Finistere, se termină pământul și începe infinitul. Dar nu oricum. Circuitul apei în natură. Ajunge acolo, după ce apa călătorește pe pământ, ca și noi oamenii, ajunge apa să se evapore, adică să se înalțe. Ei, sentimentul acesta a fost foarte puternic. Când am ajuns acolo, în Finistere, și ne-am ars hainele, pentru că era sfârșitul călătoriei, am avut acel sentiment al realității spirituale în lumea aceasta și voi ați făcut la fel. Voi ați plecat de la biserică și ajungeți la apă, la Dunăre care ajunge în mare și se evaporă. Acum aș vrea să te rog să pui imaginea. Așa am încercat să ilustrez. Dacă vedem jos traseul gal, verde, via Transilvanica, și pașii aceia unde experimentezi ceva, unde întâlnești văcuța aceea sau băbuța sau cireșul și acel ceva, acel moment de pe cale are o rezonanță undeva în cer, în sufletul tău. Călătoria fizică stimulează călătoria spirituală și, de altfel, în esență, o călătorie de felul acesta creează în tine călătorul foarte profund metafora vieții. Călătoria ca viață, viața ca și călătorie organizatorii acestei serii care v-au invitat aici vor să vă facă un dar fiecăruia. Spunem ce culoare prefer, verde sau galben? Nu pe amândouă, verde. Unde e? Doar, ceva aș vrea să îți arăt, uite, lucrarea pe lângă, că este o gravură ca cea de pe ecran, ea este de fapt o traforare cu laser, astfel încât lumina vine spre tine, spre privitor.